Delegația Fondului Monetar Internațional venită la București pentru a realiza evaluarea anuală a economiei românești, echipa femeii condusă de șeful misiunii pentru România, Li, se va afla la București în perioada 27 mai 7 iunie. Specialiștii fondului vor discuta cu autoritățile române evoluțiile și politicile economice. În acest context vor avea loc întâlniri cu oficial de la Ministerul Finanțelor Publice, Banca Națională a României și de la alte agenții guvernamentale, dar și cu reprezentanța ai sectorului privat și ai organizațiilor non-guvernamentale. Misiunea femeii va da publicității o declarație la încheierea vizitei. În prezent, România nu are în derulare un acord de finanțare cu Fondul Monetar Internațional, însă instituția financiară evaluează anual evoluția economiei românești.